Pacea Domnului! De multe ori ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu ca simplă informație, fiind incapabili să vedem implicațiile practice pe care le are această informație cu privire la viața noastră. Și, spre exemplu, dacă ar fi să vestim sănătatea unui om sănătos, ai spune că e un nonsens, însă a vesti sănătatea unui om bolnav este tot ceea ce contează pentru el. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne uităm la necesitatea întrupării Domnului Iisus Hristos și aș vrea să citim două versete din Evrei, capitolul 2, și să vedem cum a fost cu adevărat necesar și este important pentru viața noastră că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat. Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, spune așa Cuvântul lui Dumnezeu: Așadar, întrucât copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Și vedem aici cum copiii sunt părtași sângelui și cărnii, adică noi moștenim o natură conformă cu părinții noștri și fiecare ființă moștenește genetic ceea ce au fost părinții. Pisica este pisică, câinele este câine, omul este om. Și noi suntem părtași sângelui și cărnii, noi moștenim o carne, un trup, așa cum părinții noștri sunt, au fost plămădiți. Și spune că așa cum copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și Domnul Iisus Hristos a fost necesar să se încarneze, să ia trup de carne și oase. Și când spune aici că sunt părtași și spune despre Domnul Iisus că El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, este un alt mod de a spune că Domnul Iisus s-a îmbrăcat cu umanitatea și a luat trup, carne și oase. Dar un lucru de menționat cu privire la Domnul Iisus, deși El a fost în trup, carne și oase, El totuși ni se spune despre El că nu a avut păcat. Este un lucru pe care trebuie mereu și mereu să îl menționăm, pentru că ceea ce Domnul Iisus urma să facă în trup, în carne și oase, urma să se aducă pe sine jertfă pentru păcat și nu putea să se aducă jertfă pentru păcat dacă El însuși avea păcat. Era nevoie de un miel fără cusur, fără prihană, fără pată. Și întrebarea pe care ne-o punem din acest text: de ce a fost nevoie ca Domnul Iisus să fie părtaș la ele, la carne și sânge? De ce a fost nevoie ca El să se întrupeze? Și răspunsul clar și onest este ca să poată să moară. Spune, a fost deopotrivă părtaș la ele pentru ca prin moarte. Domnul Iisus Hristos ar fi fost neatins de oameni, neatins de moarte, dacă nu ar fi fost om ca și noi, în carne și oase. Și El tocmai pentru aceasta s-a întrupat. Dar de ce a fost nevoie să moară? Că spune aici, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții. Și noi știm că sentința dată de Dumnezeu cu privire la păcat, atunci când primii oameni au păcătuit, a fost moartea. Spune, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. De asemenea, în altă parte, Scriptura ne spune că plata păcatului este moartea. Și că printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin urmare a intrat moartea. Și moartea trebuie privită nu doar ca faptul că se sfârșește viața noastră și murim, ci moartea este un domeniu spiritual în care noi, prin răzvrătire, prin neascultare, am fost izgoniți departe de fața lui Dumnezeu. Moartea nu este nimic altceva decât separare și de aceea putem să spunem despre oamenii care sunt încă în trup și sunt în viață că sunt morți din punct de vedere spiritual, pentru că ei sunt separați de viața lui Dumnezeu, ei sunt separați de prezența lui Dumnezeu, ei sunt despărțiți de ceea ce înseamnă Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu. Și moartea fiind un domeniu, ea a fost ceva ce s-a transmis din generație în generație și păcatul a domnit, spune Scriptura, prin moarte și toți oamenii care s-au născut de la Adam încoace au sentința morții scrisă pe frunțile lor, pentru că toți ne naștem moștenind nu doar natura de om căzut al lui Adam, dar și suntem responsabili de faptul că noi
prin viața noastră, prin neascultarea noastră, noi suntem răzvrătiți față de Dumnezeu. Nu e doar că Adam a păcătuit și că noi suntem, ne este imputat păcatul lui Adam, ci noi înșine suntem răzvrătiți față de Dumnezeu. Ne naștem în acest domeniu al răzvrătirii și al neascultării față de Dumnezeu. Și păcatul este, și moartea este un domeniu, este ceva ce stăpânește peste noi. Și spune în Roman 5:17, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur. Și după care tot în Romani, în același capitol, spune, pentru că după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând viața. Și sunt două aspecte cu privire la necesitatea întrupării Domnului Iisus și sunt menționate ambele în aceste două versete. Primul spune prin moarte, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și acesta este o primă implicație cu privire la întruparea Domnului Iisus Hristos și la necesitatea Lui ca să moară în trup, ca să ne răscumpere pe noi cei care eram sub această autoritate și sub această domnie a celui rău. Spune să nimicească pe cel ce are puterea morții. Și noi știm că toată lumea zace în cer rău, toată lumea este sub autoritatea și sub domnia diavolului. Și în Evanghelie foarte frumos spune cum poate cineva să jefuiască casa celui tare dacă nu mai întâi leagă pe cel tare. Și Domnul Iisus, de fapt, prin ceea ce a făcut, El a venit și L-a legat pe cel tare, anume pe diavolul, și i-a jefuit toate bunurile și anume a răscumpărat pentru Dumnezeu pe toți cei care erau sub domnia și sub puterea diavolului. De asemenea, deci Domnul Iisus, prin moartea sa ispășitoare în locul nostru, unu, a venit să suporte sentința lui Dumnezeu cu privire la păcat și anume moartea, dar prin moarte spune că a venit să-l distrugă pe diavolul, pe cel sub autoritatea și domnia căruia am ajuns din pricina păcatelor noastre. De asemenea, un alt aspect foarte important, moartea Domnului Iisus ne arată de asemenea cât de serios este Dumnezeu cu privire la păcat. Dumnezeu nu a avut și nu are și nu va avea o altă sentință cu privire la păcat decât moartea. Și Domnul Iisus spune că a fost necesar să moară, spune că prin moarte să-l nimicească pe diavolul. Un al doilea aspect din acest text pe care îl vedem, implicație pentru care Domnul Iisus a fost necesar să se întrupeze, spune și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Noi eram sub domnia păcatului, sub autoritatea diavolului și Domnul Iisus, una, a venit să-l distrugă pe diavolul și, în al doilea rând, a venit să ne izbăvească pe toți cei ce eram sub această domnie și autoritate. Eram și foarte sumbră această imagine, spune că eram supuși sclaviei toată viața. A venit să-l salveze, să-i izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Pentru noi nu era nicio scăpare decât moartea și nu știu dacă realizăm că aceasta a fost realitatea în care ne-am născut și am trăit. Și dacă harul lui Dumnezeu nu ne elibera, noi încă am fi fost în această stare. Și aș vrea să mai citesc un verset din Romani 8:3. Spune, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în carne, în firea pământească, în trup de carne și oase ca și noi, și spune, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și motivul pentru care spune într-o fire asemănătoare cu a păcatului nu vrea să spună că Domnul Iisus doar semăna cu noi, dar era de cu tot o altă esență, ci spune într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru că El într-adevăr era trup 100% de carne și oase, dar o fire asemănătoare cu a păcatului pentru că El nu era păcătos. Și un alt aspect, tot cu privire la întruparea Domnului Iisus Hristos, și 1 Ioan abordează acest aspect, în 1 Ioan 3:8, partea a doua, spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Și cred că avem motive îndeajuns să-i mulțumim, pentru că noi am fi fost și am fi rămas în sclavie toată viața noastră, prin frica de moarte, prin faptul că știam
că sentința noastră este moartea, că mai devreme sau mai târziu noi vom, va trebui să plătim pentru răzvrătirea și neascultarea noastră față de Dumnezeu și că va trebui să dăm socoteală de viața noastră înaintea lui Dumnezeu. Dar moartea înlocuitoare, moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, care s-a desfășurat prin faptul că El a trebuit să moară și ca să poată să moară, s-a întrupat, este lucru pentru care noi astăzi suntem recunoscători lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a izbăvit de sub robia diavolului și ne-a izbăvit de frica de moarte. Noi nu mai suntem acum, noi nu mai murim în, sens că, în sensul despărțirii de Dumnezeu. Noi nu mai murim niciodată în sensul acesta. Ci moartea este doar o trecere în prezența lui Dumnezeu. Nu este ca pentru cei necredincioși o trecere spre despărțirea pentru totdeauna de Dumnezeu. De aceea sunt motive să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-L adorăm în dimineața aceasta, pentru că, într-adevăr, doar El, prin moarte, ne-a izbăvit de diavol și de puterea păcatului în viața noastră și de autoritatea păcatului. Doar Lui să fie slavă și glorie. Amin.